Prefericitul părinte Rastislav, mitropolitul Bisericii Ortodoxe din ținuturile Cehiei și din Slovacia, împreună cu înalt preasfințitul părinte George, arhiepiscop de Michalovce și Cosițe, și cu preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, au săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală din București. Cu acest prilej, întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe din Cehia și Slovacia a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat credința fermă a lui Iair, întâlnită și la mărturisitorii din temnițele comuniste. Din Evanghelia de astăzi, noi am ascultat relatarea despre învierea fiicei în vârstă de 12 ani a lui Iair, mai mare de sinagogă. Iair strigă către Dumnezeu, deși fiica lui este moartă. Îndoielile și luarea în derâdere a celor din jur nu reușesc să omoare credința și nădejdea puternică din inima lui. Pentru că Iair își iubește foarte mult fiica, nepermițând a fi intimidat de aceia care nu cred în minune și care încearcă să-l aducă la cer. Asemenea lui și generația martirilor și mărturisitorilor din timpurile ateismului luptător, neîncetat, zi și noapte strigau către Dumnezeu, rugându-și cu credință, nădejde și dragoste în ale lor rugăciuni pentru aducerea la viață a Bisericii lui Hristos, biserică care părea moartă. În acele timpuri, când ochii celor necredincioși vedeau ca inutilă și lipsită de sens această aducere la viață, Domnul i-a auzit și precum a ridicat cândva pe fiica lui Iair, așa a înviat și a reînnoit biserica sa. Văzând cu proprii noștri ochi cât de dinamic se dezvoltă și crește biserica română, cea rusă, precum și celelalte biserici locale ale noastre, văzând mulțimea de credincioși care umple bisericile lui Dumnezeu și câți copii și tineri participă la serviciile divine, noi înțelegem că tot ce se petrece în prezent în țările noastre nu se poate numi decât înviere. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru reînnoirea bisericilor și a mănăstirilor părăginite și pentru ridicarea multor noi biserici ale Dumnezeu. Dar înainte de toate, pentru darul cel fără de preț al libertății și pentru posibilitatea de a renaște în țările noastre autentica viață creștină duhovnicească. Prefericitul părinte Rastislav a mai subliniat și legătura apostolică dintre biserica noastră și cea din Cehia și Slovacia, precum și contribuția Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț la renașterea vieții monahale din ținuturile slave. Foarte importantă pentru biserica noastră locală, precum și pentru poporul nostru mult pătimitor, dar de Dumnezeu iubitor, este perceperea comuniunii cu marea familie a bisericilor ortodoxe surori, dintre care cea română este pentru noi una dintre cele mai apropiate. Credința creștină s-a răspândit pe teritoriul României de astăzi prin lucrarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, și a ucenicilor Sfântului Apostol Pavel. Picioarele Sfântului Apostol Andrei au călcat și pământurile noastre. În soborul marilor sfinți români, prin care se slăvește Biserica Ortodoxă Română, doresc să menționez numele unuia care ocupă un loc aparte printre ei și care se bucură de o largă cinstire în țările slave. Marele stareț, cuviosul părinte Paisie Mlincikovski. Nevoindu-se în mănăstirea Neamț, prin traducerile sale ale operelor Sfinților Părinți, în primul rând a Filocaliei, el a exercitat o influență foarte mare asupra vieții monahale, nu numai aici în România, ci și în Rusia, dar și în ținuturile noastre, renăscând vechile tradiții ale isihazmului și regulamentul special al vieții monahale. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a transmis mulțumirile prefericitului părinte patriarh Daniel. Numele prefericitului părinte patriarh Daniel, îi adresăm mulțumiri prefericitului părinte Rastislav, întâi stătătorul Bisericii Ortodoxe din ținuturile Cehiei și din Slovacia, care s-a aflat în aceste zile în vizită la București, la invitația prefericitului părinte patriarh Daniel, pentru a participa
Ionuț Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, dar și la ședința solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la care au participat și alți întâi stătători ai Bisericilor Ortodoxe Surori sau reprezentanți ai acestora. În cadrul ședinței solemne a Sfântului Sinod, care a avut loc ieri în Palatul Patriarhiei, Preafericitul Părinte Rastislav a rostit un cuvânt care a amintit despre umilințele și încercările prin care a trecut Biserica Ortodoxă din Cehoslovacia, din anii aceia, astăzi ținuturile Cehiei și ale Slovaciei. O situație foarte grea, rămânând cu puține biserici, pentru că bisericile ortodoxe le-au fost confiscate, iar între credincioșii diferitelor credințe de acolo, din Cehoslovacia de atunci, au fost foarte multe neînțelegeri, tocmai puse la cale de către conducătorii regimului comunist. Pentru Preafericitul Părinte Rastislav, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe din Ținuturile Cehiei și Slovaciei, aceasta a fost prima vizită la București după întronizarea sa în demnitatea de Mitropolit Primat în anul 2013.